Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Astăzi, din capitolele 10 și 11 ale Evangheliei după Matei, desprindem cea mai minunată invitație din lume. Mișcarea Evangheliei, care a început când Iisus s-a născut pentru a fi rege, despre care a predicat în cuvântarea de pe munte, pe care a demonstrat-o prin puterea sa de a săvârși miracole, iată-o acum încredințată de Iisus ucenicilor săi. Domnul le spune celor 12, pe care îi numește apostoli, să meargă și să predice oamenilor din Israel Evanghelia Împărăției. Le-a dat și puterea de a scoate demoni, de a vindeca bolnavii și de a le spune că Împărăția Cerurilor este aproape. Iisus era regele. În plus, ne-a lăsat și învățăturile de bază, valabile și astăzi, pentru a fi copii de Dumnezeu. Iată câteva. Să fim în același timp înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Venirea lui Iisus în lume nu aduce unitate, ci dezbină omenirea și chiar familia. Vom fi urâți din pricina numelui Iisus, dar cu toate astea, El trebuie să fie pe primul loc. Câte vreme suntem credincioși Domnului, nu contează ce spun oamenii despre noi. Trăirea noastră va fi întoarsă pe toate fețele, să ne asigurăm că trăim cum vorbim. Temeți-vă de Dumnezeu! N-aveți de ce vă teme dacă vă temeți întâi de Domnul. Iisus n-a venit să aducă pacea în vremea aceasta. Câtă vreme păcatul domnește în lume, Dumnezeu spune că n-are cum să fie pace. El nu ne va folosi dacă noi suntem complet dedicați și supuși. Urmându-L pe Domnul Iisus, nu mai dispunem deloc de viața noastră, dar cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga, spune el în Matei 10, versetul 39. Dar pentru că așezările din Galileea l-au respins, și el le-a respins. Adevărata lumină fusese în prezența lor, iar ei îi întorseseră spatele. Iisus se întoarce de la Israel și se îndreaptă hotărât spre cruce, anunțându-i că nimeni nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu decât prin El. Într-una dintre cele mai frumoase invitații din Scriptură, în Matei 11, de la versetul 28 la 30, Domnul Iisus îi cheamă la sine pe toți cei dornici să vină. Știi ceva? Păcatul este o povară pe care nu ar trebui să o porți. E prea grea. Singurul loc unde o poți da jos este crucea lui Hristos, unde El a plătit pentru tine. Te cheamă să vii. Promite că te va ierta. Nu există păcat pe care Dumnezeu să nu-l șteargă dacă vii la El. Cea mai puternică și prețioasă relație din lume este cea pe care o poți stabili cu Iisus Hristos, mult mai frumoasă și împlinitoare decât orice altă legătură. Îl cunoști? Vrei să răspunzi celei mai importante invitații? Asta înseamnă că îl vei auzi, că te vei întoarce la El și că te vei încrede în El. Adică exact ce nu fac cei ce îl resping și care își văd de drum. Data viitoare aflăm cu ce se aseamănă Împărăția Cerurilor?